Bună ziua, dragi ascultători, și bun venit la podcastul Aflăm și Învățăm despre Lume. Astăzi vom discuta despre obiectivul global 13, adică schimbările climatice, un fenomen foarte întâlnit pe planeta noastră în ultimii ani, iar azi îl am invitat alături de mine pe colegul meu de clasă, Kirila Alexandru, un copil pasionat de geografie, premiant și de curând s-a calificat la faza națională a concursului de geografie Terra. Am decis că este persoana potrivită pentru a mă ajuta să realizez acest podcast și de aceea l-am invitat astăzi aici. Eu zic să începem că deja am lungit prea mult. În primul rând, te salut, Alexandru! Bună! Și îți mulțumesc că ești astăzi aici. Aș vrea să începem prin a ne explica mai detaliat ce sunt aceste schimbări climatice. Schimbările climatice se întâmplă atunci când temperatura crește sau scade într-un mod drastic. Poți să ne explici de ce se formează acestea? Care sunt cauzele? Creșterea dioxidului de carbon din atmosfera Pământului. Azi, chestia aceasta este datorită industriei umane și a mașinilor, în mare parte, dar mai este datorită și animalelor domestice, care și ele generează 15% din dioxidul de carbon din atmosferă. Am înțeles. Poți să ne explici care sunt consecințele acestora? După cum am spus, în atmosferă, dioxidul de carbon crește și temperatura la acum crește într-un mod drastic verile și primăverile, dar iernile sunt foarte friguroase și în afară de schimbările în temperatură, mai este și creșterea nivelului mării, cum ar fi, în loc ca coasta României să fie la Constanța, ea va ajunge în 50-100 de ani la București și Brașov. Foarte interesant. Când se formează acestea? Acestea se formează în decursul a mai multor ani de neglijență a oricărei specii este dominantă pe Pământ. Ce acum este datorită noi, oamenilor. Am înțeles. Ce părere ai tu despre aceste schimbări? Părerea mea este faptul că sunt un mare dezavantaj al omenirii faptul că noi schimbăm așa tare climatul încât ar trebui, în loc să facem asta, să ajutăm lumea prin oprirea acestui climat, cum ar fi în Jurassic, faptul că dinozaurii n-aveau cum să oprească ce făceau, atunci a devenit o mare eră glaciară cu mult înaintea erelor glaciare care le cunoaștem noi. Cum crezi tu că, ce crezi că am putea face noi pentru a schimba toate aceste lucruri? În primul rând, ar trebui să mergem mai mult pe jos, că și mașinile generează mai mult dioxid de carbon în atmosferă decât animalele, ceea ce este complet o mare porcărie, cum se zice, deoarece noi, oamenii, ar trebui să știm că dioxidul de carbon este un mare inamic al planetei noastre. Noi ar trebui să facem cu cât mai multă putință să folosim energia verde sau energia eco, cum ar fi eolienele și hidrocentralele. Și, în schimb, noi, Europa de Est, ne folosim mai mult de termocentrale, ceea ce nu ar trebui să facem. Ar trebui să luăm exemplu pe cei din vest care folosesc eolienele. Olanda și Norvegia sunt principalele, dar în vest hidrocentralele nu sunt așa de răspândite. Asta este o mare problemă acolo. Am auzit niște lucruri foarte interesante, chiar nu știam despre ele. Îți mulțumesc încă o dată pentru tot. Cu siguranță ascultătorii noștri au înțeles foarte bine, cu ajutorul tău, ce sunt aceste schimbări climatice. Și am înțeles mesajul tău. Care este concluzia asta? Schimbările climatice, care este concluzia ta? Ce crezi? Noi ar trebui să le oprim și să lăsăm lumea noastră așa cum este. Am înțeles. Dragilor, acesta a fost podcastul de astăzi, de la Aflăm și Învățăm despre Lume. Noi ne auzim data viitoare la un nou podcast interesant. La revedere!